Yeah. All right. Then check this out. Deci, avem una bucățică cutie, ce e cutia aia, o să afli. Suntem și pe stream pentru cei care se uită pe YouTube, așa că ei nu știu săracii de treaba asta, uite ca să vedeți aici care e treaba. E o cutie aici, ceva nou de la MSI, puteți să altați YouTube chat. PC de la MSI, de ce dai spoilere, man, nu e corect. Rupe sigiliile. Bine, multe dintre ele sunt rupte deja, deci ok. Cutia asta nu mai e virgină de mult, să știți. Probabil că n-ar trebui să zic asta pe video, dar e ok. Oh, shit. Dacă nu funcționează totul așa bine. Dacă am canal de YouTube? Na. Este doar o ficțiune a minții. Oh, e așa de greu de scos anumite chestii aici. Rupe cu puterea străbunilor, dar nu vreau să rup astea, ești nebun? Păi trebuie să dau și înapoi astea, calmează-te. Hey friends, oh come on, bro. Stai, e o cutie într-o cutie sau? Oh nu, never mind. Vorbiți cu profesioniști aici, da? Oh my god. Bă, ăsta e leacă mai măricel aici, chat. Deci, cei de la MSI au scos acu ceva vreme o serie nouă de PC-uri pe care v-am mai prezentat eu cu ceva timp unul dintre acele PC-uri, dar este, ăsta e ceva mai diferit. Mult mai diferit. E puțin mai măricel din cât observ aici. Seamănă cu un Xbox, dar nu e. Opa, așa. Ok. Ăla micuș și alb? Da, numai că ăsta e mare și negru. Wow! Are și stand ăsta. That's pretty neat. That's pretty neat. Da, e pentru review ăsta. Îți curioși ce placă video are, pentru că pare destul de blană. Mamă, are și cooler aici jos. Și are și cooler aici. Tonă de chestii pe spate. Gen... Oh, ăsta e culorul de procesor? De ce e strâmb? E un culor aici și foarte strâmb. Ok, deci ai sus placa video, două display, ai trei display porturi și un HDMI. Ai mufe de VR, ok, super tare. Mufă PS2, pretty nice. Ai 6 USB-uri. Bă, care e sursă normală? Ah, deci asta e... Stai și... Sursa se alimentează pe aici, jos, dar sursa de fapt e undeva în față. LOL! Modelul se numește Trident A, chat, pentru cei care vă interesează. Deci modelul este Trident A și mi se pare destul de mișto. Știi, în ăsta se pare un chin. Doar pentru că sunt mai mici, dar cred că poți să vorbești la ei să-ți trimită chestii dacă ai nevoie. Ceea ce e chiar destul de făinuț, așa. E foarte tare, cumperi VR, aș vrea eu. Au și sus aici butonul de pornit. Mai multă aerisire pe partea de sus. Și ce avem aici? Aici v-am arătat, aici e placa video. Nu ce placa video e. Asta cred că e sursa aici în față, jos. Și avem aici pentru suport spațiu destul de de aerisire. Doar o să încerc, probabil, da. Adică, cred că nu mai am nevoie de un alt PC în plus, chat. Eu zic că suntem ok. Și avem o mică cutie aici, cu componentele necesare. Uite, putem să mai punem un hard, văd că ne-a dat un cablu SAT aici. Avem un cablu de alimentare, foarte bine prins. 3 PC-uri, mai multă căldură, cum să nu? Și câteva cărticele cu informații, plus niște șuruburi în plus în caz de vrei să faci niște schimbări. Componente, sincer, încă nu-mi dau seama, va trebui să-l pornesc, chat. Aia e toată ideea. Ca să vedem ce-o fi pe acolo și, sincer, chiar nu cred că am unde să-l pun momentan. Momentan chiar n-am unde să-l pun, să pot să-l pornesc, dar
O să pun pe canal mai multe videouri cu el, cel mai probabil o să avem review, cel mai probabil o să facem niște teste și o să vedem exact ce știe el să facă. Adică cel mai probabil o să-l bag în priză foarte, foarte curând. Bine, aș putea să fac o chestie, dar trebuie să opresc mai multe nebunii pe aici, dar e ok. E ok. Eu zic că arată destul de mișto ceea, nu știu, voi ce ziceți? Așa, la prima vedere, voi ce ziceți? Modelul Trident este Trident A. Așa se numește. Prima părere. Ce are? Prima părere. Sincer, cum arată? Ok. E sexy, adică eu zic că e destul de sexy. Foarte micuț și fain. Și ușor de, da, și ușor de transportat. It's pretty nice. Sunt curios când îl bagi în priză cum o să arate.